Ce e frumoasă Samanita. Samanita arată super bine. Extrem de frumoase. Niște ciuperci deosebite din punct de vedere al culorii. Dar și foarte toxice. Hai. Și-a făcut pirueta, Ia uitați. A? Vedeți? Vă, nu vă place. Asta e trecută. Idri, hai cu aici. Hai. Idri, dă-te din cameră de acolo. Nu sunt răspăgăriți și pe aceea. Găurețele sunt aproape pline, adică sunt pline. O iau pe drum înapoi, mai găsesc 2, 3, 4, 5, numai bine, încap peste și e suficient. Greu la deal. Stați, că am găsit niște ciuperci, stați că le strici, mă. Pleacă, du-te de aici. Sunt mari, dar partea albă e bună. Problema e că nu mai am loc în găleată. Și mai sunt și aici. Trebuie să mă întorc după ele. O, ce frumos e asta. Și ăla de acolo. Foarte frumos. Sunt mulți aici, mai e o găleată numai aici. Hai că voi dormați, hai. Hai să mergem să le ducem pe alea. Mă întorc după ele. Că nu mai am loc. Ușa acolo în partea aia. Alt pâlc. Cred că mă întorc cu ambele găleți. Cu ambii câini, bineînțeles, care adoră să fie plimbați, Beneficiile traiului în natură. Depui foarte mult efort să-ți procuri propria hrană și asta înseamnă corp sănătos, pentru că faci mișcare și mănânci mâncare sănătoasă și minte sănătoasă. Faceți și voi la fel.
nici nu mai știu de câte zile stau la deshidratat, dar în mare parte arată bine. Încă nu sunt casanți. Azi o să-i las la soare și sigur o să mai deshidrateze, se anunță o zi însorită până de seară. Și dacă o să fie așa, o să se usuce mult mai bine. Spun, am zis în mare parte pentru că cei care au fost mai groși tăiați au făcut viermi. Hai să vedem dacă simt ceva, ăștia nu, ăștia sunt ok. Cred că aici. Da. De exemplu, cei de genul ăsta. Da? Care sunt puțin mai groase tăiate, feliile mai groase. Sau pălăria asta, de exemplu, care am lăsat-o așa. A făcut viermi. Și... nu, asta o să le arunc. Și o lecție nouă învățată. Deci ciupercuțele trebuie tăiate foarte, foarte subțire. În mare parte, cred că 80%, 90% sunt în regulă. Adică ăsta e perfect. Dar am mai lăsat și câteva mai mari, mai groase. Și se pare că nu au funcționat. Ele se deshidratează, dar până se deshidratează, fac viermi. Așa că trebuie tăiate subțiri. Ok, deci pe astea le strâng în seara asta. O să aleg cele câteva, da, sunt pe aici vreo două, mai sunt pe aici vreo două, asta poate fi, nu-i bună nici aia, și asta. O să le arunc pe alea care au făcut viermi, în rest o să strâng și o să, cred că cel mai bine stau într-o pungă vidată. Iar ce am cules din pădure o să pun la borcan. Încerc și varianta asta cu conservarea la borcan. Thank you.
Asta e prima serie. Au ieșit 12 borcane la un lighean de ciuperci, de hribi. Acum voi pune și a doua serie. Procedura e simplă. Se face o saramură, cam o lingură de sare la un litru de apă și se fierb ciupercile, nu știu, 15-20 de minute. Eu le-am fierb 20 de minute. După care se bagă la borcan, așa frumos, cu tocuzeamă. Și apoi se fierb din nou cu tocul borcan. O să vedeți mai departe. Și ar trebui să țină toată iarna în felul ăsta. Ce frumos arată. Nu știu dacă am borcane să le pun pe toate, dar sper să mă descurc. Câteva ore la soare și s-a uscat mai mult decât s-a uscat în 3 zile la umbră. Deci dacă vreți să-i uscați super rapid, la soare e soluția, nu la umbră. Astea acum vidate și țin toată iarna fără probleme. Foarte bun și pentru camping. Un pachetel din ăsta extrem de ușor și mănânci de două ori de aici. Faci super mâncare pe munte. Le rehidratezi cu puțin ulei de măsline. Este o mâncare genială iarna. Cam așa trebuie să arate ciupercile uscate. Să fie casante, să se rupă. Astea sunt foarte, foarte bine uscate. Chipsuri de ciuperci. Chipsuri de ciuperci. Astea sunt alea în care au dat viermii. Unele chiar au și dat, au prins un pic de mucegai. Asta e pierderea. Iar asta e producția. 8 pungi jumătate. Asta e mai mică. Nu-i plină. 8 pungi jumate de calitate. Hribi uscați. Probabil ăsta e ultimul video pe anul ăsta cu hribi. Deja e al treilea.
Asta înseamnă că nu o să mai strâng hribi și nu o să mai conserv pentru iarnă. O să fac asta în continuare, atât timp cât o să găsesc în pădure. Dar nu o să mai fie subiectul principal al materialului video. Am învățat exact și cum funcționează treaba asta cu uscarea. Acum o să scot borcanele să le pun la răcit. Se răcesc, trebuie lăsate să se răcească așa, într-un ritm lent. Așa că le-am acoperit cu pătura de lână. 20 de borcane de hribi în saramură. La borcan nu cred că o să mai pun, la uscat aș vrea să mai pun. Nu mai pun la borcane pentru că nu am așa mult spațiu unde să le depozitez. Asta e producția până acum, pentru iarnă. Hribi uscați și hribi la borcan în saramură. Mai e cam o oră până la apus. O să dau o tură cu câinii prin pădure din nou și apoi în cabană. Seri și nopți foarte, foarte friguroase, foarte reci pentru perioada asta. Sper că v-a plăcut acest material. Verificați și linkurile din descriere. Abonați-vă dacă nu sunteți abonați. Un like, un comentariu ajută de altfel foarte mult. Ne vedem cât de curând cu noi materiale. Toate bune, aveți grijă de voi!